Și că tot l-ați adus în discuție, la începutul discuției noastre, pe domnul președinte Klaus Iohannis. Cum vedeți dumneavoastră decizia dânsului de a amâna, practic, noile numiri, cele două numiri de la guvern? A zis dânsul că după 1 decembrie. Dacă m-ar fi întrebat pe mine cineva cu 2 zile înainte, nu în ultimul ceas, ce va face președintele Iohannis, eu aș fi presupus că el va face un lucru similar cu cel care l-a făcut, amânând cele două numiri. Că nu e foarte greu să presupui. Dar de ce credeți că a apelat la acest... Președintele s-a poziționat într-un anumit fel în raport cu guvernul. Sigur, în spatele său sunt niște susținători și susținătorii aia cer satisfacție și ei, fă ceva. Noi ți-am dat votul, te-am sprijinit. Ești într-o poziție cheie în executivul unei țări. Fă ceva. Și atunci, sigur că eu cred că în mod esențial președintele nu era interesat de persoanele respective. Poate să fi avut, nu știu dacă are o fi ranchiunoasă sau nu, dar să fi avut puțină ranchiună că Olguța a mai intervenit de câteva ori și cu niște replici mai tăioase. Doamna Olguța Vasilescu, dar nu cred că ăsta a fost motivul. Motivul real a fost acela pe care el, atitudinea pe care o are de foarte multă vreme vis-a-vis de guvern. Sigur, guvernul a făcut niște lucruri pe care populația le-a perceput bine. Președintele Iohannis știe lucrul acesta. E dintr-o altă linie politică și, evident, încearcă să-și susțină linia politică care l-a sprijinit, l-a propus la președinție și e clar că trebuie să lupte pe orice cale și cu orice mijloc legal cu adversarii săi. S-a discutat în partid o posibilă sesizare a CCR-ului în acest caz. Putem vorbi aici de un conflict între președinție și guvern? Nu, e foarte clară poziția partidului în sensul acesta. Toți știu ce se poate întâmpla. Deocamdată se așteaptă decizia președintelui. Dacă președintele va merge pe această linie, adică să mai refuze încă o dată numirea doamnei Vasilescu, atunci asigur că vă veți gândi și la această... În mod normal va trebui să se meargă la Curtea Constituțională pentru a forța numirea sa și președintele știe acest lucru, nu e un om naiv sau nu are destulă expertiză în jurul său care să îl facă să greșească. Nu. Dacă o va face, o va face intenționat. Eu însă cred că, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme, cred că se va opri aici și la întoarcere nu va risca mai mult, pentru că nici domniei sale nu-i place să fie acuzat în permanență și dovedit că acționează neconstituțional, pentru că odată a ajuns în fața Curții Constituționale și acolo, dându-se o hotărâre, este clar că hotărârea nu poate fi favorabilă președintelui, pentru că atunci ar însemna că guvernul trebuie să plece acasă de pe acum, când rând pe rând președintele îi va executa pe toți miniștrii. Nu are această putere constituțională și, în mod normal, nu are acest. Într-un regim democratic, câștigători alegerilor formează majorități, ăia numesc guvernul, ăia schimbă miniștrii. Nu poate să intervină un alt segment al puterii, pentru că aici e un segment. Și președintele și guvernul fac parte din puterea executivă. Poți să intervine un alt segment al puterii, altul decât cel care este susținut de majoritate și să facă numirile și guvernele așa cum dorește. Dar s-a mai discutat în partid o eventuală suspendare, de ce nu, a președintelui Klaus Iohannis? Știu că domnul Liviu Dragnea tot a... În momentul acesta și-a exprimat această... Tema asta este prezentă de foarte multă vreme în dezbaterea publică a suspenderii președintelui. Pentru că domnul Dragnea a scos-o în dezbatere publică. Mai multă lume a fost în anumite momente mai dure, așa a apărut tema acestea. Dar eu sunt convins că Partidul Social-Democrat nu va mai uza de această procedură niciodată, pentru că ne apropiem de finalul unui mandat, în cazul președintelui Iohannis. N-ar mai folosi la nimic lucrurile acestea. Mai degrabă, poate o atitudine, să spunem, înțeleaptă din partea Partidului Social-Democrat și rezervată față de astfel de mijloace, ar putea da câștig de cauză unui candidat pe care partidul va propune, fie singur, fie într-o alianță cu un alt partid. Deci să înțeleg că dumneavoastră nu ați susține un astfel de demers în eventualitatea în care se va pune în discuție? Doar în calitate de membru al Comitetului Executiv aș putea să nu susțin o asemenea chestiune, dar nu se profilează. Deci eu de asta rămân foarte surprins explicând la mulți oameni. Nu se mai profilează acum o suspendare a președintelui Iohannis. Ar trebui să fie un fapt enorm de grav. Nu lucrurile acestea care sunt încă, eu știu, ușor de interpretat într-un sens sau în celălalt. Un fapt enorm de grav care, evident, dacă s-ar produce, ar urma și suspendarea, dar probabil că și celălalt, și continuarea procedurii, dacă ar fi un asemenea fapt. Mă îndoiesc însă că președintele Iohannis va săvârși vreun asemenea fapt care să atragă o procedură atât de, să spunem noi, de severă. Dar a furat președintele, dacă pot să zic așa, startul campaniei prezidențiale? Că am văzut că în ultima perioadă a tot lansat... Președinții în exercițiu întotdeauna fură startul, pentru că ei din prima zi a mandatului lor sunt în campanie electorală pentru al doilea mandat. Deci nu există niște reguli foarte stricte și niște interdicții, să spunem noi, exprese, pe care președintele să nu cumva să le calce pentru că urmând să fie sancționat. De campanie electorală, mă refer la asemenea chestiune, așa fel încât președintele, prin prestația pe care o are, este în campanie electorală în permanență și doar un președinte insensibil la dorințele susținătorilor săi ar putea să stea până când se declanșează campania electorală oficială și să aștepte atunci ca să se confrunte cu adversarii săi.